Agitația electorală în favoarea candidatului Maia Sandu la șefia președinției pentru cel de-al doilea tur al alegerilor continuă în același stil, prin denigrarea contracandidatului său, cu atacuri la persoană și prin răspândirea falsurilor. Așa se întâmplă că la corturile instalate pe străzile capitalei, activiștii și susținătorii candidatului PAS-ului împart pliante cetățenilor ce conțin duble mesaje. Pe de o parte a paginii este scris despre cum poate salva Moldova Maia Sandu și că este unicul președinte care poate duce țara în Uniunea Europeană, iar pe verso găsim conținutul denigrator în adresa lui Stoianoglu, sperietor despre război și, spre exemplu, ce putem pierde dacă bandiții revin la putere. Stoianoglu, un om slab, un om controlat. Bandiții vor vinde Moldova cui dă mai mult și vor pune țara noastră pe tavă pentru războiul Rusiei în Ucraina. Este în pericol circulația liberă a cetățenilor noștri în țările europene. Astfel de mesaje sunt scrise pe partea de verso a pliantelor distribuite de susținătorii Maiei Sandu, în timp ce partea din față, cetățenii sunt îndemnați să voteze masiv pentru Sandu pentru a opri un dezastru. Echipa noastră de filmare a mers să vadă cum argumentează activiștii care distribuie pliante ce promovează niște falsuri, care de astfel instigă la dezbinare între cetățeni. Văd deranjați de întrebările reporterului Canal 5, dacă ei însăși sunt convinși de veridicitatea mesajelor pe care le împart, au explicat că ei doar îndeamnă cetățenii să facă alegerea corectă, evitând să se expună asupra falsurilor scrise în pliante. Este ceea ce se numește campanii prin care arătăm de ce trebuie să votăm Maia Sandu și ce câștigăm dacă votăm Maia Sandu, ceea ce înseamnă un vot pentru un viitor european și ce pierdem dacă nu votăm Maia Sandu. Asta înseamnă. Nu este nicio dezinformare. Cum nu este? Păi aici vedem că scrie, bandiții vor vinde Moldova, cui dă mai mult și vor pune țara noastră pe tavă. Înțeleg întrebările care le puneți tendențioase. Noi vrem să vedem dacă dumneavoastră credeți în ceea ce scrie pe verso. Deci ce candidat acum dumneavoastră susțineți? Noi nu suntem niciun candidat, nu am declarat că susținem, dar vrem să vă întrebăm pe dumneavoastră dacă credeți în ceea ce se scrie pe verso. Sunteți siguri că iată se vor închide toate piețele europene? Eu nu sunt sigur, dar noi suntem siguri de fapt că unicul președinte și candidat care ne poate asigura piața europeană prin fapte concrete. Activistul Partidului Acțiune și Solidaritate nu a putut răspunde nici la întrebarea dacă prin campania murdară pe care o fac împotriva unui candidat dezbină societatea. Dar nu credeți răspândiți ură în societate, dezbinare, lumea? Vedeți că acum este împărțită în două tabere. Deci noi, inclusiv prin pleantul respectiv, lumea este informată, informăm oamenii despre ceea ce înseamnă vector european, calea europeană. Și aici e foarte clar specificat lucrurile sunt evidente. Deci noi cumva informăm și aducem mesajul la cetățeni. Același lucru i-am întrebat și pe alți susținători ai Maiei Sandu, însă aceștia au evitat să răspundă și au spus că ei sunt simpli voluntari și nu vor oferi explicații. Însă s-au arătat convinși că mesajele pe care le distribuie sunt veridice. Sunt o persoană, sunt voluntară și nu vă dau interviuri, sunt o persoană mică. Dar dumneavoastră credeți atât în ce este pe verso? Ați văzut ce scrie acolo? Da, am văzut, nu că cred, dar știu exact. Dar prin ce? Aveți dovezi cum cunoașteți? Am. Ni s-a spus, ne s-a vorbit, doamna președinte, ne-a vorbit foarte mult și ne-a vorbit foarte corect. Cum să nu văd? Nu credeți că iată răspândit aici niște falsuri pe verso? Nu e niciun fals absolut, e adevărul pur, adevărul gol-goluț. În același timp, unii militanți ai lui Sandu recunosc că este greșit să semneze discordie în societate în acest fel. Eu v-am întrebat dacă e corectă dezbinarea în societate. Ce părere aveți? E foarte rău. Credeți că e corect ce se întâmplă? Sied ca asta nu e corect, absolut. Îi trebuie să arestați pentru trădare de patrie. Ținem să amintim că Stoianoglu a negat în mai multe rânduri, inclusiv în cadrul unor dezbateri, asocierea sa cu politicieni pe care PAS îi prezintă într-o lume negativă și a subliniat că Sandu nu are motive pentru astfel de afirmații. În timp ce în pliantele distribuite de PAS, Alexandru Stoianoglu este făcut cu ou și oțet, în ziarele distribuite de susținătorii candidatului din partea socialiștilor, nu am văzut atacuri împotriva Maiei Sandu. Majoritatea cetățenilor au condamnat o asemenea campanie împotriva unui contracandidat, deoarece fiecare ar trebui să facă propria alegere, fără a fi influențat de falsuri și denigrări, spun oamenii. Asta e cea mai mare greșeală lui
activiștilor Maia Sandu. În primul rând, dacă tu vrei să ai o față bună, tu nu trebuie să pui pe altul jos. Она весь всю нашу Молдову поломала, разрушила. Она каждого травит друг на друга. Не потому, что она президент, а ее вот эти вот люди, которые рядом с ней находятся, мне кажется, что они тоже вот, они не понимают, что они делают. Потому что если ты, извините, льешь грязь на одного, как ты можешь быть чище? Никак. Cum credeți? De ce se fac toate aceste dezbinări? Atât vedeți probabil cum oamenii se bat și se ceartă. De bătaie, iar așa aici tot a fost, tot s-a bătut lumea. Nu înțeleg. De ce? Pentru ce? N-are importanță în ce limbă vorbești. În primul rând trebuie om să fii. De ce? Avem multe țări noi, ia că dorim în Europa. Bine, mergem în Europa. Dar sunt multe țări unde au limba lor de stat, două limbi, au trei limbi. De ce nu? De ce noi nu putem tot să facem așa? Pentru ce trebuie să înjurăm unul pe altul, să urăm? De ce? Suntem oameni, suntem unul ca celălalt. În primul rând se pune întrebarea din naționalism și care trece din naționalism în națism. Și în națism noi de-am ne-am convins. Ia că prin dură pe candidatul care participă la alegeri, de-am îl găsesc că e turc, că este, nu contează. Noi suntem republică multinațională. Avem o Constituție. E trimite oameni care sar la bătaie la doamne, că eu duminică mă aprocheț eu un gazet de aici de la... Și, mă scuzați, și-a venit un bărbat, iese pe Facebook-ul, doar eu a fost și, cum, reținut, a bătut un băitan aici, pe mine m-a făcut sunt tot felul, că eu sunt eu țiganul și să mă duc în Rusia. Dar i-am spus, dar și ai tu, cine vreau eu să votez? A să votez pentru cine vreau, că nu s-a impus cu de-a să las să votez pe Maia Sandu. Și-a făcut Maia Sandu 4 ani de zile, nimic nu a făcut. Eu și-aș copii pensie de 800 de lei. Dacă n-aș avea copii, ce-aș face eu? Aș muri de foame. Dar e să gândești pentru buzunarul ei. Valul de minciuni, sperieturi și dezbinarea în societate a început încă înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale. Acum acestea au căpătat o amploare și mai mare. Însă autoritățile electorale nu au reacționat până în prezent în niciun fel la campania de ponegrire pornită de PAS. În schimb, pleantele electorale ale partidelor de opoziție erau retrase anterior de oamenii legii, fără niciun temei plauzabil.